Bună seara, Maramureș. Salut, Mihai. Nu cred că o fi mai rău ca anul trecut cu doamna Niculina, cred că o să-mi iau bătaie. Mă rog, Maramureș. Pregătit? Da. Maramureș este o zonă superbă, o atracție asemănătoare cu casele de pariuri, plină de bărbați dezamăgiți la vârsta a doua. Deși sunt tradiționaliști, nu vor să recunoască faptul că le place să poarte colanți, așa că îi spun port popular. La fel ca basarabenii, maramureșenii creează impresia că vorbesc română, dar nu îi înțelege nimeni. În Maramureș, numele localităților este scris pe plăcuțe și în maghiară, pentru că nu sunt puse numai pentru turiști, trebuie să le înțeleagă și localnicii. Plus că dacă faci 16 ore de la Constanța în Baia Mare, e frumos măcar să ai senzația că ai ajuns în altă țară. În Maramureș, băutura tradițională e horinca. Și dacă nu ați băut niciodată, vă puteți da seama după nume că e horibilă. Horibilă de bună. Și ce merge cel mai bine la horincă? Slana, tată. Slănina este, cum ar veni, cum zic copiii, a cadea de porc la Maramureșeni. Se mănâncă atât de multă slană încât au mai multe accidente vasculare decât auto. Se mănâncă atât de multă slănină în Maramureș încât maramureșenii au mai multă boia sub unghii decât pământ. Slănina de Maramureș, apreciez. Slănina de Maramureș este ca șoșoacă. Dacă se pune pe tine, poate să te omoare și te satisface doar dacă ai două clase. Baia Mare. Baia Mare este un oraș reprezentativ pentru Maramureș. În 1446, orașul devine proprietatea familiei Iancu de Hunedoara. Iar după reglarea de conturi dintr-un hipermarket în 2020, orașul este proprietatea clanului câștigător. Sighet este un alt oraș important, orașul de unde se agață harta în cui. Sau de unde se agață harta în seringă, depinde cum îți place să te distrezi la petreceri. A nu fi confundat cu Sighet, locul unde românii se agață în cui. Mă rog. Lăsând gluma la o parte, dacă n-ar fi fost Sighet, am fi agățat harta de orice alt oraș maramureșan care nu contează. Dar nu se poate să fie totul bine. Nu vreau să zic că se face multă contrabandă cu țigări, dar când comanzi mâncare la pachet, te întreabă cartonat sau necartonat. Din păcate, se fac și defrișări ilegale. Această practică a ajuns să facă parte din viața de zi cu zi. Oamenii, când se duc să facă grătar cu familia, iau drujba și tractorul. A devenit o problemă atât de mare încât oamenii cu proteze de lemn nu mai ies afară din casă de frică. Lemnul este atât de valoros încât la manet primesc noptiere. Și animalele au de suferit. De exemplu, sunt castori care nu mai au ce să ronțe la meci. În schimb, bisericile maramureșene sunt făcute din lemn ca să nu-i bată Dumnezeu pentru cât au defrișat. Dar să trece și la părțile frumoase, la atracțiile locale, maramureșencele. Maramureșencele sunt niște ființe neînțelese, asta din cauza dialectului. Și ca să rămânem la capitolul intrări încăpătoare, o să vorbesc puțin și de porți. N-am vrut să zic. O să vorbesc puțin și de porțile maramureșene. Porțile alea sunt așa de mari încât sunt oameni care au făcut hernie doar ridicând cheile. Fiecare poartă e frumoasă în felul ei. Unele sunt ca Dorian Popa, sculptate excesiv. Altele ca Viorel Lis, vechi și pline de carii. Sunt atât de multe porți încât viței pierd toată ziua privindu-le. Alta atracție turistică foarte importantă este Mocănița. Sau cum îi spun ei, ceferiștii, racheta. Este singurul tren care face personalul să pară TGV. Pentru cine nu știe, este un tren cu aburi, în sensul că aburește turiștii că e distractiv. Frații Petreuși sunt cele mai cunoscute personalități din zonă. Frații Petreuși sunt pentru Maramureș cum sunt frații Cămătaru pentru București.
E bine să nu știi, dar dacă știi, mai bine dansezi după cum îți cântă. Am lăsat la final obiectivul turistic preferat din Maramureș, cimitirul Vesel de la Săpânța. Cimitirul Vesel se numește așa pentru că aici sunt îngropați doar cei care au lăsat moștenire minimum un apartament. Acum, aici, pasta o sar, că sare în fine, a plecat murar. În încheiere, aș vrea să vă las cu poezioara care aș vrea să fie scrisă pe crucea mea dacă aș fi îngropat în cimitirul Vesel. Eu, Cosmin de la TV, am ajuns în Rai Expre. Te cunosc de undeva, mama ei, de mama mea. Nu m-am dus de băutură sau de vreo patină în gură. Am plecat la Dumnezeu că curentul plăteam eu. Și când am văzut factura, am zis, vai, mâncați-aș gura. Nu prea cred că ăsta-i Rai. Ăla-i frâncul cu un bici, scoate-mă Lizi de aici. Că la mine n-am nici bani, zici că seara la Petroșani. Am plecat să nu întrerup, hai pe gură să vă pup. Mulțumesc, Maramureș!